Misterul cenzurării filmului Reconstituirea, regizat de Lucian Pintilie. După mai bine de 40 de ani de la interzicerea filmului, nu se știe exact cine a oprit difuzarea peliculei. Manuela Cernat. Da. Și Pintilie a fost pedepsit. Radu Gabrea. Era un fel de nebunie între libertate sau nelibertate și dorința cuiva de a face ceva. Ileana Popovici și Vladimir Găitan. Filmul ăsta intra în niște furci caudine, ca să le spun așa. Vin cu povești din perioada înregistrărilor. Mistere și conspirație. Florin Iaru. Sâmbătă, de la ora 17, la TVR2.